Bun. Dragii mei, Emanuela este pe fir, jucăm împreună prețul cel bun. Jucăm pentru un premiu mic, dar inimos. N-ar trebui să lipsească din nicio casă, că nu știi când ai nevoie. Ramona ne prezintă premiul. Este vorba despre o șurubelniță extraordinar de folositoare. Mamă, câte capete are! 6 capete! 6. Sunt magnetice, să știi. 6 capete magnetice. Mamă, ce folositoare e pentru mine. Rotație 360 de grade. Eu mi-am luat la un moment dat o bormașină și n-am știut să o folosesc. Cred că asta este mai ușoară. Da, e mai mult mai ușor. Să luăm bormașină, să ai bormașina ta. Ce femeie independentă, domne. Și acum, uite, asta este mult mai ușor. Ia să vedem. Pentru o femeie singură, dacă ai nevoie să strângi un șurub, iată. Nu știi niciodată când ai să... Da, sau poți să schimbi bateriile cu la diverse lucruri cu ea. Că... Da, exact. Emanuela, ai cu noi pe fir, bună dimineața! Bună dimineața! Să rămână, unde ești sau de unde ești, Emanuela? București. Minunat. Te-ai scris pe site sau ești verișoara cuiva de aici? M-am scris pe site. Nu, tu trebuie să spui, aș vrea eu să fiu verișoara cuiva. Mi-ar plăcea. Ești singură? În ce sens? Dacă locuiește singură. Nu, într-o relație. Nu. Într-o relație complicată. E bine atunci. Bun, întotdeauna știi că ai nevoie de o sculă la îndemână. Dacă ar fi să-ți alegi cu cine să fii... În casă, nu. Ah, perfect. E perfectă. Da. Pune tablouri, alea. Dacă ar fi să fii verișoară cu cineva din echipa Neața, cu cine vrea să fii? Și aici îl pun pe listă și pe Nicolae. Cu Ramona. Eh. Cu Ramona, să fii verișoară cu Ramona. De ce? Că face tasul slănină bună sau de ce? Da, este un... E ultima calitate pe care mi-auzi. O... Mi-auzi. Păi început... eu îmi șurubez tot în casă. Am început cu băiaia, ne ieși nouă, Ramona. Urcăreața este frumoasă, se machează frumos. Da, nu. Mulțumesc. Nu e și frumoasă, doar se machează frumos, stai liniștită. Mulțumim tare mult. Cu dragă, Ramona. Hai să jucăm împreună. Dacă și nimeni tu ești înalt. Prețul cel bun, dar nu acasă. Dacă nimeni în prețul cel bun în următoarele 3 minute, șurubelnița va fi expediată pe adresa ta. Hai să dăm de roată să te ajutăm să eliminăm un preț care nu este prețul cel bun, Emanuela. Ia să vedem. Prima întrebare ajutătoare. Prima întrebare ajutătoare, Emanuela, este următoarea. Ai 5 secunde la dispoziție să ne spui 3 obiecte care pot fi puse pe cap și să nu pară ciudat. Fes, șapcă, pizza. Perfect, mulțumim! Eliminăm un preț care nu este prețul cel bun și ne îndreptăm spre... 109 lei nu este prețul cel bun. Șurubelnița nu este 109 lei. Să dăm de roată, Ramona! Să vedem, vă mutați în casă nouă, Emanuela. Spui, când vă mutați? M-am mutat deja din decembrie. Uaa, ce curaj să te muți în decembrie. Tare. Ați făcut upgrade de la bloc la casă, cumva? Nu, tot la bloc. De la bloc la bloc, la un bloc mai bun. Am schimbat sectorul. Dar vecinii sunt mai mișto, zi drept. Nu răspunde, mulțumesc. Noi cunosc foarte bine. Da, așa spunem și noi. Ai 5 secunde. Da. Să ne spui măcar un mamifer care trăiește în apă, mare sau ocean. Leu de mare. Pisică de mare. Focă. Bun. Avem măcar unul, mulțumesc tare mult. Bă, eu știu că niciunul nu se mulțește prin 9, de ce clară treaba? Băteam la delfin, la balenă, la lucrurile astea, dar uite, ne-ai zăpăcit foarte bine. Da, nici pisica de mare nu e mamifer, așa e. Am tăiat-o. 139 de lei nu este prețul cel bun. Mulțumim tare mult, mai avem doar 2 prețuri. Hai să vedem dacă n-ai răspunde corect la această întrebare. Ce ai alege între cele 2 prețuri? 79 sau 39 de lei pentru șurubelniță? 39 de lei. Bine, dar hai să vedem, poate reușim să te ajutăm cu întrebarea. Da. Ia să vedem.
Pisica de mare, tată. Pisica de mare pare că râde tot timpul. E fericită. Nu e tot timpul fericită, așa e fața ei, este exact ca mine. Dar poate fi semi-dresată, asta este tare. Ai 5 secunde la dispoziție să ne spui măcar 3 sporturi care folosesc mingi mici. Tenis, golf și ping-pong. Și tenis de masă, bravo. Bravo. Nu-i vom spune ping-pong că se supără toată tagma. Ia să vedem, dragă Emanuela, prețul cel bun pentru șurubelnița rotativă cu 6 capete magnetice este de 39 de lei. Ai avut dreptate de ambele puncte de vedere, trimite șurubelnița. Știu, nu e mare lucru, dar e un gest și vine de la Neața și n-avem numai premii de milioane de euro cum dăm de obicei.